să folosească în continuare pe rolul Săi, pe serviciul Săi și să dea putere și har cuvântului Său, ca să fie desfășurat în toată plinătatea puterii Sale și a luminii Sale. Aș dori ca de asemenea să binecuvânteze și sufletele acelora care sunteți prezenți în locul acesta și să vă lumineze cu lumina Sa divină și cu Duhul Lui Cel Sfânt. Mulțumim pentru acest timp pe care ni l-a mai rânduit ca să fim împreună și mulțumim Domnului pentru această sărbătoare. Este una dintre sărbătorile lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit aici, sărbătorii care au ajuns, de care au ajuns să se bucure nu mulți dintre oameni, ci puțini. Și faptul că dumneata și eu ai ocazia ca să fii printre acei puțini, este un har și este o favoare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o și pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Am fost atent la lucrurile care s-au vorbit și m-a impresionat și mi-a plăcut un gând care s-a transmis aici de către fratele nostru anterior și spunea despre importanța aceasta sabatului, a zilei de odihnă a lui Dumnezeu, a Creatorului și a faptului că ținând cont de sabatul pe care Dumnezeu l-a dat, avându-l în evidență și omul arătându-și preocuparea ca să sfințească această zi de sabat, prin aceasta își ia timp ca să-și aducă aminte de Creator și de creațiunea Lui. Să-și aducă aminte de marele Său plan și de existența unui Dumnezeu care a creat lumea, care a făcut lumea și care a adus-o în existență din nimic. Dar este ceea ce transmite această zi sau ceea ce transmite sabatul lui Dumnezeu. Poate este o părticică din ceea ce transmite sabatul lui Dumnezeu. Și la fel aș putea spune despre sărbătorile acestea ale lui Dumnezeu și anume, așa cum s-a amintit, dacă ele nu au intrat în vigoare și nu s-au exercitat încă, chiar de la început aș putea spune, dar Adam și Eva poate că și sigur nu aveau sărbătorile acestea și nu le erau descoperite. De ce? Pentru că nu era nevoie ca să fie exercitate. Nu aveau nevoie ca să le fie descoperite. Pentru că depravarea și căderea din grația și din favoarea lui Dumnezeu încă nu avusese loc. Și atunci ei nu aveau nevoie de sărbători. Nu aveau nevoie ca Dumnezeu să le descopere un plan de mântuire înainte de cădere. Dar aveau nevoie de sabatul lui Dumnezeu. Aveau nevoie de sabatul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a considerat ca o nevoie și a dat această zi de odihnă lor. Încă de la început. Ei, după ce s-a produs degradarea aceasta și depravarea omenirii și a intrat păcatul în lume și după ce toată creația a suferit această schimbare și această deteriorare, Dumnezeu a intervenit cu planul pe care l-a avut pregătit încă mai dinainte, așa cum s-a specificat și s-a amintit aici. Și planul acesta a constat în recuperarea omului din starea degradată și depravată în care a ajuns. Planul acesta a constat în readucerea omului din nou în poziția pe care el a pierdut-o. Planul acesta a constat în această intervenție de a-l ajuta pe om ca să își găsească calea către el, către împărat, către Dumnezeu. Planul acesta a constat în această împăcare a omului cu Tatăl Ceresc, cu Dumnezeu, cu Iahve, cu Creatorul. Iar persoana centrală în planul acesta a fost nimeni altul decât Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a fost centrul împăcării sau centrul planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a avut cu omenirea. Acest plan de mântuire, precum s-a amintit aici, este desfășurat în aceste sărbători. Începând cu sărbătorile de primăvară și continuând cu sărbătorile de toamnă. Este planul lui Dumnezeu de mântuire cu privire la om, la persoana omului. Și atunci, dacă înțeleg lucrul acesta, îmi dau seama că eu am nevoie de sărbătorile acestea pentru că ele mă conduc și mă călăuzesc pas cu pas
în fiecare etapă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru eliberarea mea, pentru recuperarea mea și pentru a mă pune într-o poziție de părtășie cu El. Sărbătorile acestea îmi deschid acest orizont a planului de mântuire și mă poartă pas cu pas și etapă cu etapă până la o unire totală cu Creatorul. Începând cu sărbătoarea de Paște, continuând cu azimile, cinzecimea și așa mai departe. Fiecare sărbătoare are ceva de spus în dreptul meu. Fiecare sărbătoare este relevantă pentru mine. Poate ea nu mi-era relevantă dacă aș fi fost în locul lui Adam sau al lui Eva înainte de cădere. Atunci chiar că nu avea nimic ce să-mi spună. Nu avea nimic ce să-mi vorbească. Dar dacă am ajuns să-i spun această nefericită șansă în ghilimele ca să gust păcatul, să gust stricăciunea, atunci Paștele îmi vorbește despre mielul lui Dumnezeu care mă eliberează și mă ridică de acolo. Atunci această sărbătoare îmi spune că mie și ție ți s-a dat o șansă ca să fii salvat, ca să fii eliberat și ca să te conducă la acest pas înspre Dumnezeu și înspre comuniune și înspre unitate cu El. Este o sărbătoare care îți vorbește ceva, care îmi vorbește ceva. Este bine și nu numai că este bine, dar dacă vreau să fiu mântuit sau dacă doresc să am viață și dacă doresc să-L cunosc pe Dumnezeu și să fiu împreună cu El, eu trebuie să țin cont de ceea ce îmi vorbește și îmi spune această sărbătoare. Pentru că evenimentele acestea și acțiunile acestea a Tatălui Ceresc, pe care El le-a exercitat pentru mântuirea și pentru eliberarea noastră, astfel de acțiuni au avut loc și s-au întâmplat la aceste sărbători. Evenimentele acestea au avut loc la aceste sărbători pe care Dumnezeu le-a fixat și le-a așezat pentru ca să-și descopere acest plan de mântuire și de recuperare a omului. Astfel, dar fiecare sărbătoare pe care Dumnezeu a stabilit-o și a rânduit-o, pe lângă faptul că în aceste sărbători îl cinstim pe El cu prezența noastră în locul acesta, pe lângă faptul că dacă alegi să ții cont de ele, asculți de Dumnezeu, pe lângă faptul că aduci jertfe în aceste sărbători, pe lângă faptul că împlinești cerințele cu privire la aceste sărbători, dacă vii și te închini înaintea lui Dumnezeu. Însă, pe lângă tot acest fapt, e important pentru că fiecare sărbătoare îți comunică și îți vorbește despre o intervenție pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine și pentru mine în planul Său și de eliberare care l-a avut cu privire la viața noastră, cu privire la viața ta, cu privire la viața mea. De aceea, ceea ce noi trăim astăzi, sau creștinismul de astăzi, aș putea să spun, deși cu o durere și cu o părere de rău, este un creștinism, asta vorbind în dreptul tuturor sistemelor care formează creștinismul, este un creștinism apostaziat. Știu că cei mai mulți lucrul acesta nu-l știu, nu-l cunosc și ei cred că se duc bine cum se duc. Ei cred că se închină bine cum se închină. Însă au uitat un lucru, că nu au mai ținut cont de rădăcină și nu au mai ținut cont de origine. Iar atunci când alegi să faci altceva decât ceea ce a zis Dumnezeu, crezând că mergem bine, crezând că mergem și suntem pe drumul către cer și către împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea să mergem numai paralel și nu pe aceeași linie și pe aceeași cale pe care au mers înaintașii noștri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că creștinătatea nominală, creștinătatea în toate sistemele din care este alcătuită, are sărbătorile ei, are legile ei, au poruncile lor, care sunt instituite și așezate nu atât de mult de Dumnezeu, cât de oameni, dorind să fie o copie a ceea ce a poruncit Dumnezeu. Creștinătatea are Paște. Creștinătatea are Rusar. Creștinătatea are Crăciun. Creștinătatea are multe alte sărbători care, în aparență, seamănă cu sărbătorile lui Dumnezeu.
Numai că există o diferență enorm de mare dintre sărbătorile lui Dumnezeu și sărbătorile pe care le serbează sau le celebrează creștinătatea. Deci vorbesc, să mă înțelegeți, la adresa creștinătății nominale și nu a unui, a unei denominațiuni în parte, nu. Creștinătatea nominală, bisericile mamă, dacă spun așa, și neoprotestantismul, da? Întreaga creștinătate celebrează niște sărbători, țin niște sărbători, prăznuiesc niște sărbători, dar sărbătorile pe care ei le țin nu merg pe aceeași linie pe care a fixat-o și a stabilit-o Dumnezeu. Ei nu se mai duc și nu se mai alimentează de la origine. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din de la Facere, și anume unde Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anul. Dumnezeu a fixat acești luminători, soarele și luna și stelele, care să măsoare timpul și să facă diferență dintre zi și noapte și să arate vremile, să arate anii, să arate lunile și să arate zilele. Dumnezeu a fost Cel care a inițiat lucrul acesta. Și atunci când ne raportăm la sărbătorile pe care Dumnezeu le-a fixat, este de neapărată trebuință să ne raportăm nu la calendarul acesta după care ne orientăm și ne ghidăm noi, ci la calendarul pe care l-a stabilit și l-a așezat însuși Creatorul și Ziditorul nostru Dumnezeu. Legat de lucrul acesta, aș vrea să mai citesc și din cartea lui Daniel, din capitolul 7 cu versetul 25. De ce spun lucrul acesta? Dumnezeu a dat aceste sărbători despre care s-a tot vorbit aici. Dumnezeu le-a stabilit și le-a așezat și vremurile lor hotărâte când să fie prăsnuite. Însă, în decursul istoriei și în sânul creștinătății, la un moment dat au intervenit niște schimbări radicale care au dat creștinismul peste cap și l-a apostaziat total. În Daniel, capitolul 7, cu versetul 25, spune: El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Sau o altă traducere sau versiune, se va încumeta să schimbe vremea sărbătorilor și legea. Ei, lucru pe care poate mulți din creștinism sau din creștinătate nu știu și nu au idee despre ceea ce s-a întâmplat, despre frământările, despre luptele care au fost. Însă, ceea ce vreau să spun este că sărbătorile care se țin astăzi în creștinătate, fie a Paștelui, fie a Rusalii, fie dacă vreți a Crăciunului, deși nu este o sărbătoare biblică, sunt niște sărbători care sunt doar de departe, cumva, o copie a adevăratei origini sau a adevăratelor sărbători pe care le-a așezat Dumnezeu, însă merg pe totul cu altă linie. Sunt stabilite de alte autorități decât de autoritatea cea mai supremă și suverană care este Dumnezeu. Pentru că în istoria creștinismului au intervenit astfel de schimbări radicale și totale care l-au dat peste cap, nimic nu mai seamănă cu ceea ce a fost. De asta am spus cuvântul acesta destul de greu, creștinismul pe care, care se trăiește astăzi la nivel nominal, la nivel general, este un creștinism, aș putea să spun, cu practicile acestea, cu regulile acestea, decăzut. Însă Dumnezeu și Tatăl nostru ne cheamă ca să ținem cont de ceea ce El a poruncit, de ceea ce gura Lui a vorbit, dacă vrem ca să fim înaintea Lui grațiați și favorizați. Dacă